Acest râu de apă era pompat vineri dimineața de pompieri de la Căușin din gospodăria Tatianei Cernomoriț. Femeia susține că ploaia din după amiază zilei de joi i-a transformat curtea în baltă, iar șuvoaiele au nimerit în toate anexele casei. De luni a fost ploi. Și chiar și ieri a fost că... Căsirea nu-i bot, asta e de 3 ani, de zile nimeacă în continuu cu apa asta. Scurge de câte de unde, de acolo scurge. Și din partea asta scurge. Și tot vine la mine ce că-i mai jos. Tu baia, și la păză, și acolo tot e plin cu apă. E cum, nu-i plin tare, dar ați văzut sângă. Grădina că am s-o scurs tot încolo tot, la grădină nu. Tot s-o scurs încolo tot. Eu promis că să merg pe tractorul pe partea asta, îmi facă, cum zice, canalizare, să iasă, da, corect, să iasă apa în coace. Eu știu, cred că la un numitor comun a să ajunge, dacă a fost și la primărie și dacă băieții, dar știu voi, ei nu-s bucuroși, dar eu, tot mai mult. Vineri dimineața, pompierii din Căușine au pompat tonele de apă din toate încăperile. La ora 8:50 de minute, a pornit un apel de la serviciu 112 la unitatea Saltoși Pompieri Căușine, precum pe adresa Bogdan Perceca, județul numărul 5 în oraș Căușine, au fost îndate mai multe anexe a locuinței. La fața loc s-a prezentat o echipă de pompieri și salvatori, unde la momentul de față se efectuează lucrări de pompare a apei. Potrivit Direcției Regionale pentru Situații Excepționale Căușeni, acesta este unicul caz înregistrat în orașul Căușeni la data de 13 iunie.